Să am un scurt mesaj potrivit acestei poezii de la Efeseni, capitolul 2, cu versetul 8. Cuvântul spune că și prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umblăm în ele. Prin cuvântul acesta vrem să înțelegem căci darul lui Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare om, este viața. Și așa cum am auzit și în poezia aceasta, viața însemnând că într-o zi vom fi din nou împreună cu El. Pavel ne spune aici, prin har, prin bunătatea lui Dumnezeu și prin mila Lui, El se îndură de noi că într-o Și zi vom fi din nou împreună cu El și nădăjduim la lucrul acesta. Nădăjduim, dar cuvântul lui Dumnezeu spune mai departe și noi suntem lucrarea Lui zidit. Microfonul. Pacea Domnului Iisus. Eu am puțin telefonul defect și nici nu vă văd bine. Nu știu dacă se aude bine. Deci cuvântul care l-am de împărtășit se află la Efeseni, capitolul 2, cu versetul 8. Vom să recitesc, probabil că era microfonul închis și nu s-a auzit. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Aici putem vorbi de darul lui Dumnezeu pentru oameni. Un dar care a fost pregătit de Dumnezeu și arătat în Hristos mai târziu. Și cu părere de rău, în zilele noastre, oamenii nu-L mai aleg pe Domnul nostru ca mântuitor. Așa cum se spune, oamenii sunt fan Hristos. Îi place. Da, a făcut bine, vindecă, a dat pâine săracilor, e extraordinar, a fost popular. Și mulți aderă și ar fi vrut să fie ca el, să fie populare, să facă bine. Și ce este trist pentru mine că parcă mai mult oamenii care nu îl cunosc pe Domnul, ei și fac diferite lucruri. Diferite lucruri bune, ca să-și arate compasiunea lor față de oameni. Ceea ce ar fi și este de dreptul oamenilor care pretind că sunt copiii lui Dumnezeu și potrivit versetului 10, care vreau să-l citesc, spune așa, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umblăm în ele. Atât că Dumnezeu pregătește și lucrurile noi trebuie să umblăm. Dar până acolo, oamenii trebuie să fie conștienți. Căci nicio lucrare bună nu își are identitatea în Dumnezeu dacă sufletul omului nu este mântuit, dacă legătura omului cu Dumnezeu nu este refăcut prin sângele Domnului, prin jertfa Lui.
prin aprobarea lui. Planul lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu pentru oameni este mântuirea. Este chemarea la mântuire, chemarea la jertfire, chemarea la slujire, dar înainte de slujire, înainte de jertfire, rămâne mântuirea, rămâne împăcarea omului cu Dumnezeu. Dar trist este că și oamenii aleg să facă jertfirea, aleg să fac faptele bune, nu spun că este rău, este bine. Dar oamenii au uitat că în prima parte trebuie să caute, să-L găsească pe El și să aibă o relație bună. E ca și cum ai lua un pom și l-ai planta în mlaștină. Și știi că nu te vei bucura niciodată de rodul lui, pentru că nu vei putea să ajungi niciodată acolo. Pentru că pomul este plantat undeva unde n-ar trebui și nu este bine unui pom să fie. Așa este cu un om care caută să facă aceste lucruri. Este bine, din punct de vedere moral, omenesc, să facem bine. Dar este mai bine să le facem în Hristos, știind că suntem mântuiți. Și pentru Hristos, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dacă darul lui Dumnezeu pentru oameni este mântuirea, salvarea sufletului, oamenii acum îl aleg pe Hristos, așa cum am văzut eu cu ochii mei, doar pentru ceea ce a fost Hristos și este greșeală. Oamenii trebuie să-L alegă pentru Hristos, pentru ceea ce vrea Hristos să fie în prezent și viitor în viața fiecărui om. Și El în prezent și viitor, Hristos vrea să fie Domn, Împărat și Mântuitor. Dar din păcate și cu părere de rău, oamenii îl aleg pe Hristos doar ceea ce a fost. Și Domnul Iisus spune, voi ați venit numai pentru ceea ce ați văzut. Ați văzut pâine, ați văzut bolnavi vindecați și așa mai departe. Dar nu aceasta era misiunea. Domnul aceste lucruri le-a făcut din compasiune. Cuvântul lui Dumnezeu spune că când s-a uitat la mulțime și i-a văzut, ucenicii spun, Doamne, iată că cetățile din prejur sunt prea departe și oamenii sunt flămânzi. Fă ceva, dă-le de mâncare. Și atunci Domnul, din compasiune, le dă pâine. Altul strigă după el și spune, Doamne, ai milă de mine și vindecă-mă. Iar Domnul din compasiune are milă pentru că este Dumnezeu. Și cred că oricine strigă după el, Dumnezeu se oprește. Dumnezeu se oprește și ascultă. Așa cum și femeia cananită strigă după el. Și Domnul Iisus îi răspunde nu chiar cum ne-am fi așteptat noi, dar se oprește în dreptul ei din compasiune, de milă și o ajută. Dar nu acesta era rolul lui Dumnezeu. Și rolul lui Dumnezeu este să ne scape de sub pedeapsa aspră a păcatului care era moarte. Și pentru lucrul acesta ar trebui să aducem mulțumire lui Dumnezeu. Deși parcă în fiecare zi ne confruntăm cu ispite, cu încercări care nu au altceva decât să ne seacă de putere. Dar lucrurile acestea sunt trecătoare. Ne rugăm Domnului ca să ne dea putere și să ne ajute să putem merge mai departe. Iată că darul lui Dumnezeu pentru oameni. În prima parte este mântuirea, scăparea omului de sub pedeapsa păcatului și oamenii trebuie să cunoască lucrul acesta. Și dacă vrea cineva să-L aleagă pe Hristos și valabil și pentru noi, trebuie să-L alegem pentru ceea ce vrea Dumnezeu să fie. Și El vrea să fie Domn și Mântuitor. Nu vrea să fie numai unul care ascultă rugăciune. Nu vrea să fie un Dumnezeu numai care
să intervină atunci când avem noi nevoie. Nu vrea să fie un Dumnezeu temporar. Un Dumnezeu folosit atunci când ajungem la greutăți, când suntem la spital sau când ne confruntăm cu probleme financiare. El vrea să fie Domn și atunci când ne merge foarte bine. Spunea cineva, întrebăm de multe ori și este adevărat, întrebăm, Doamne, de ce ni se întâmplă diferite lucruri? Dar niciodată nu întrebăm de ce ni se întâmplă și lucruri bune. Și lucrul acesta îl spunea și este bine. Ar trebui să ne întrebăm atunci când ne merge bine, Doamne, de ce ne merge bine? Înseamnă că și Domnul vrea să ne folosească undeva. Potrivit cuvântului în care spune că Dumnezeu a pregătit și faptele bune în care trebuie să le umblăm și câteodată Domnul ne binecuvintează ca să facem diferite lucruri. Dar noi pentru că vedem binecuvântarea lui Dumnezeu doar în dreptul nostru, nu ne mai interesează nimica. Nu ne mai interesează dacă o lucrare a Domnului merge bine sau nu merge. Nu ne interesează dacă copiii Domnului au sau n-au. Știți, Domnul Iisus, pentru că vorbim despre darul lui Dumnezeu care este mântuirea și de faptele care Dumnezeu le-a pregătit înainte ca să umblăm în el. Și Domnul Iisus vine și condamnă păcatele de omitere și spune, ei, am fost flămând, dar ție nu ți-a păsat. Ție nu ți-a păsat. Am stat și m-am gândit și am zis, Doamne, știu că într-o zi toate faptele vor merge cu mine până în mormânt. Vor merge până acolo. Ioan în Apocalipsa spune, spuneți că de acum ferice de cei ce au adormit în Domnul, căci faptele lor îi urmează. Și lucrul acesta este valabil și pentru cei care își trăiesc viața și pentru cei care nu își trăiesc viața. Pentru că faptele bune sau mai puțin bune ne urmăresc până în prezența Domnului. Și nu vom scăpa niciodată. Nu ne putem dezice că Dumnezeu a fost o binecuvântare pentru alții, a dat unora o binecuvântare mai îmbelșugată, să spun așa, și altora le-a dat mai puțin. Nu ne putem dezice de lucrul acesta. Nu ne putem dezice să spunem, Doamne, Tu ai binecuvântat pe ăla și a avut unde să lucreze, a avut daruri, putea să se investească în lucrare și putea să facă, eu am fost mai slab și n-am putut. Potrivit cuvântului Dumnezeu, Dumnezeu fiecăruia îi pregătește potrivit măsurii lui de credință. Și câteodată Domnul ne scoate lucrurile acestea înaintea ochilor ca să le vedem. Dar, din păcate, de multe ori le ignorăm. Pentru că credem că binecuvântările sunt numai pentru noi. Și credem că Hristos este numai pentru noi și spunem, da, Hristos este pentru noi. Dar scuză-mă, odată ce este Hristos și menții că Hristos este în tine, umblă cu tine, ești născut din nou, Hristos nu mai este pentru tine. Nu mai este pentru tine. Hristos te-a născut din nou, domnește peste tine și de acum Domnul spune că El este pentru alții. El cât a fost pe pământ, El nu și-a făcut lucrarea Lui, n-a fost pentru El, nici n-a căutat interesul Lui și întotdeauna a fost pentru alții. Deși era Fiul de Dumnezeu și niciodată n-a pretins să-i se slujească ca unui Fiul de Dumnezeu și a făcut slujirea de jos. Și întrebarea este dacă Dumnezeu cheamă la mântuire, Dumnezeu ne-a chemat la mântuire, am realizat și suntem conștienți, fermi, convinși, căci mântuirea ne-a dat-o și trebuie să ne-o păstrăm până la urmă. Ce faci cu lucrul acesta? Dacă Hristos ne-a cuprins și suntem ai Lui, ce facem cu El?
Putem zice, e pentru mine, e binecuvântarea mea. Da, de acord cu tine. Dar această binecuvântare trebuie multiplicată, trebuie împărțită, trebuie ieșit afară și strigat, pentru că împărăția lui Dumnezeu este gata să se arate. Și oamenii, din păcate, se afund mereu cât mai mult, cu toate că Scriptura se vestește ca niciodată parcă. Deschizi telefon, auzi o predică. Deschizi radio, auzi o predică. Deschizi televizor, auzi o predică. Oameni, misionari, evangheliști, predicatori, peste tot, cuvântul lui Dumnezeu răsună. Dar din contra, oamenii trăiesc la fel. În nepăsare, confundați în lucrurile lor și trăiesc singur, nu-i pasă de nimeni. Bine, frate, pace, pace. Dar nu-l interesează de ispitele care se confruntă, nu-l interesează de relația lui cu Dumnezeu, nu-l interesează dacă diavolul i-a dat lovituri și el e suferind. Vreau să înțelegem că și noi suntem chemați la mântuire și slujire. Dar până aici trebuie să ne jertfim. Dacă în adevăr ați gustat, spune Petru, dacă în adevăr ați gustat, apropiați-vă. Apropiați-vă de Domnul, apropiați-vă de jertfă, apropiați-vă de lucrare, deschideți gura. Dacă chiar în adevăr am gustat de El și știm că suntem mântuiți, haideți să ne punem la încercare pe noi înșine. Că dacă avem în noi mântuirea, ieșind și făcând și punând în practică ce ani de zile s-a strâns și ani de zile ne-am rugat, ar trebui să se vadă lucrarea și mântuirea care este în noi. Pentru că este imposibil ca un pom bun să facă rodul rău. Este imposibil ca un pom rău să facă rodul bun. Deci îndemnul din cuvântul acesta este, dacă ai gustat din Domnul, din mântuire, aproape de lucrarea Lui, după măsura credinței date, altul poate să slujească pe Domnul prin bunurile Lui. Poate să facă lucrul acesta. Altul poate să-L slujească pe Domnul prin darurile Lui. Altul este mai binecuvântat, poate și una și alta. Altul poate să stea pe genunchi mai mult, să mijlocească pentru lucrare, pentru biserică, pentru slujire. Și aceasta este o lucrare nevăzută. Dar știți care este frumusețea slujirii? Frumusețea slujirii în rugăciune, în mijlocire, faptul că nu este văzut, nu va fi niciodată ispitit de mândrie. Știți de ce? Pentru că nimeni nu-l va bate pe umăr. Fii binecuvântat, soră sau frate, ai slujit bine. E slujirea din odăiță în care numai tu și Dumnezeu stai acolo și te rogi pentru slujire, pentru țară, te rogi pentru tot ceea ce Dumnezeu îți spune în față și știi numai tu și Dumnezeu. Niciodată nu vei fi ispitit să fii mândru de lucrul acesta. Dar lucrurile acestea se vor vedea după plecarea ta, după plecarea mea. Se va simți mijlocirea. Ce este important ca fiecare dintre noi să facem lucrurile cu responsabilitate. Și dacă alegem să slujim, ar fi bine să vedem și urmările acelei slujiri. Să știm că sunt slujiri care de multe ori pot fi periculoase în slujire. Nu veghem, de exemplu,
Aduceți aminte, Pavel predică în piață, iar femeia stăpânită vine și strigă: acesta este robul lui Dumnezeu. Vă întreb, spunea minciuni? Nu. Spune adevărul, da. Ce era rău în lucrul ăsta? După părerea noastră, noi am fi spus: Domnul să te binecuvinteze. Dar ce este important, Pavel, prin Duhul lui Dumnezeu, și-a dat seama că acolo este un duh necurat, pentru că Duhul lui Dumnezeu niciodată nu laudă pe nimeni și nu înalță pe nimeni, chiar dacă este prezent acolo. Și ca atare, Pavel nu primește această laudă, pentru că știe că era spre căderea lui, era spre ninorocirea lui. Important în slujirile noastre în care ne-a chemat Domnul este să fim plini de Duhul Sfânt. De ce? Să vedem întotdeauna atacurile celui rău. Că n-ai cum în slujire ca diavolul să stea cu mâinile în sân, nu va sta. Într-o slujire, el întotdeauna va veni să atace. Dar dacă acolo este prezența divină a Duhului Sfânt, el ne va arăta atacurile lui și noi la fel nu vom sta cu mâinile în sân și vom reacționa potrivit călăuzirii care ne dă el, slăvit să fie numele Domnului. Iată că chemarea la mântuire și darul lui Dumnezeu este viața. Dar așa cum îmi spuneam, noi nu slujim ca să fim mântuiți, ci slujim pentru că suntem mântuiți. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a plantat într-un loc bun și trebuie să aducem rod. Rodul acesta care este spre slava lui Dumnezeu, pentru că spune Dumnezeu a pregătit lucrurile înainte ca să umblăm în ele potrivit cum se cuvine unor sfinți. Aceasta este dovada mântuirii. Umblarea în lucrurile bune și întrebarea este: unde umbli? Care este rugăciunea ta? Care sunt dorințele tale? Care sunt aspirațiile tale? Poți aspira la o viață, nu știu. Cum vrei tu, nu știu să mă pronunț. Dar ar fi bine ca fiecare dintre noi să aspirăm la o viață de slujire, la o viață de sfințenie. Rugăciunea noastră să fie mereu o rugăciune în care să cerem lui Dumnezeu o apropiere, o cunoaștere. Pentru că în fiecare zi îmi dau seama că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu cum ar trebui să-L cunoaștem. Îmi dau seama că sunt în fiecare zi, parcă sunt mai departe de El. Cât citesc Scripturile, cât stau înaintea Lui, îmi dau seama, Doamne, sunt mai departe. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu nu face altceva decât să scoată la lumină sfințenia și slava lui Dumnezeu. Și scoate la lumină și viața mea și spune: ei, vezi diferența. De aceea, Pavel, de aceea Sfânta Scriptură spune în nenumărate rânduri: căutați pe Domnul, căutați pe Domnul, căutați pe Domnul. Mereu e o căutare și ne uităm: Doamne, unde să te mai caut? Unde să te mai caut? Și de multe ori Domnul Iisus spunea la păcatele de omitere: păi, am fost în spital și n-ai fost. Doamne, cum să te caut acolo? Nu știu. De multe ori nu este prea mult. Am fost în temniță, n-ai fost. Și spune, ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri și care Domnul ni le-a pregătit înainte să umblăm în ele, n-ai făcut. Și este interesant. Celor mai neînsemnați, spune el, frați ai mei. Spune, mie nu mi le-ați făcut. Doamne, ai milă de noi. Doamne, îndură-te de noi. Domnul să ne dea putere să putem face lucrurile bune, dar sunt conștient de un lucru, căci atunci când facem lucrurile pentru Hristos, ne vom trata mai bine cu oamenii, îi vom trata mai bine, știind că ei sunt stăpâniți de Domnul și sunt ai Domnului.
Prin aceasta înțeleg că Domnul are frați și o afirmație frumoasă din partea Domnului când frații și mama lui îl căutau. Și Domnul a spus, mama mea și frații mei sunt cei care fac voia. Care fac voia acelui aștată. Noi avem frați în lume și oameni. Nu suntem săraci și de multe ori ne credem singuri, că suntem în luptă singuri și cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează și frații voștri din toată lumea trec prin aceiași încercări. N-are cum, toți trec prin aceleași încercări. Dar știți ce mă rog? Ca Domnul să ne dea ochi și să ne lumineze, să-i putem vedea pe acești oameni care sunt rari, care sunt rari, sunt foarte rari. Am zis că oamenii lui Dumnezeu sunt rari pentru că sunt oamenii născuți din Dumnezeu. Sunt oamenii rugăciunii, oamenii Scripturii, oamenii care îl caută, oamenii care plâng mereu după Dumnezeu, sunt rari. Am avut un vis și în visul acesta, din toată biserica, Domnul a zis, 6 suflete, 6 oi sunt. 6 oi. Și lucrul acesta este trist. Ne rugăm Domnului ca El să se îndure de toți și să ne transforme El, să schimbe El inimile noastre. Ieremia spunea un lucru și lucrul ăsta îmi place foarte mult. Spunea Domnul, nu este cuvântul meu ca un foc? Ca un ciocan care sparge stânca? Și cred că așa este, că și acolo unde intră cuvântul lui Dumnezeu purifică, curăță. Și acolo unde intră cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă inima este împetrită și Dumnezeu strigă și cheamă pe nume, omul vine. Pentru că la porunca lui Dumnezeu totul ia ființă. Vis-a-vis pentru darul lui Dumnezeu, pentru oameni, El cheamă oamenii la mântuire. Și am observat în natură, Domnul în cazul lui Iona poruncește peștelui și peștele îl ascultă. În cazul lui Ilie, Domnul poruncește corbilor și corbii ascultă. Domnul poruncește naturii și natura îl ascultă. Domnul poruncește peste Marea Roșie și ea îl ascultă. Și cred că Domnul poruncește fiecare inimă, fie ea cât de împetrită, cuvântul lui Dumnezeu are puterea să spargă orice inimă împetrită și omul va asculta. Închei mesajul acesta cu gândul, dacă am gustat căci Domnul este bunătate, dacă am gustat din El căci El este bun, haideți să ne apropiem de jertfire, de slujire, punând în practică totul, să vedem. Și dacă vom fi un pom bun, vom vedea roadele bune noi singuri cu ochii noștri și ne vom bucura de lucrul acesta. Dacă nu vom vedea, ar trebui să cădem pe genunchi, să ne rugăm, să ne întoarcem și să-L căutăm pe Domnul, umblând în lucrurile care El ne-a pregătit. Să ne rugăm, Doamne, ajută-mă să găsesc lucrurile care Tu mi le-ai pregătit, că sunt orb și nu văd. Că așa a spus în Apocalipsa. Iată că tu ești orb și nu vezi. Ai păreri bune despre tine, dar ești ninorocit, ești sărac. Întoarce-te! Domnul să ne ajute la lucrul acesta, să-L căutăm din toată inima și să putem să împlinim voia Lui. Și într-o zi să dea Domnul să-L vedem față în față și să ne bucurăm de toată splendarea Lui și ne vom bucura că necazul, ispitele, problemele s-au terminat. Pentru că nu mai găsim plăcere pe pământ, nu mai găsim plăcere în viață, nu mai este nicio plăcere. Singura plăcerea noastră este Domnul. Vă binecuvântăm în numele Domnului și Domnul să vă dea toată binecuvântarea Lui. Amin. Amin.